Iată-ne din nou la editura Carta Românească Educațional, de data aceasta în cadrul cologviilor pe care această editură le propune publicului. Este vreo diferență între cologviu și o prezentare de carte? Fără îndoială că da. În timp ce în prezentarea unei cărți discuția se circumscrie în jurul autorului și cărții, atunci când am propus cologviile editurii Carta Românească Educațional, ne-am gândit să punem în discuție o idee care reiese, care este pregnantă într-un număr de cărți al, ale editurii. De data aceasta, subiectul nostru este cât se poate de interesant, este vorba de istoria dureroasă a României, iar tema pe care astăzi o dezbate se numește Adevăruri istorice dureroase. Protagoniștii, personalitățile pe care le-am invitat astăzi la această discuție sunt doi uh, istorici bine cunoscuți, două personalități, spuneam, și am să îi anunț în ordinea în care vor lua cuvântul. Mai întâi, domnul profesor Amiti Teloaie, bine cunoscut dumneavoastră din emisiunile de la televiziune, dar și din activitatea publică pe care o desfășoară, un uh, român prinde îndrăzneală și în același timp mândru de sentimentele sale, un om de știință care, alături de un grup de temerari, încearcă să mențină interesul asupra istoriei naționale. Alături de dânsul avem pe domnul uh, profesor Gică Manole, un istoric iarăși cunoscut, cu un palmares extrem de bogat de cărți tipărite, dar uh, aș spune că nu e totul să tipărești cărți. Totul este să fie pline de mese. Iar cărțile domnului Gică Manole sunt deosebite. Domnia sa încă din tinerețe a manifestat un curaj extraordinar în a rosti adevăruri, ceea ce a făcut ca viața dânsului să fie incomodă și în același timp totdeauna a fost ghidat de o corectitudine absolut exemplar în ceea ce privește justificarea afirmațiilor. Totdeauna a apelat la documente. Astăzi, pe, în, pe această măsuță, se află trei cărți. Una chiar se cheamă Adevărul dureroase și se, refer, se referă la ieșirea lui Cuza forțată din politică. Celelalte două se referă una la anul 1918, prin urmare la războiul de întregire și cea de a doua carte, aceste ultimele două sunt scrise de profesorul Manole, Carol al doilea. Veți remarca de sigur cele două trăsături ale gândirii și scrierii lui Gica Manole, curajul și Doc și documentarea fără îndoială exemplare și în același timp un, o dragoste de glie o dragoste de țară o pasiune care aș zice chiar că în cazul lui Gică Manole este mistuitoare dacă în cazul domnului profesor Amet am putea spune că domnia sa este, de acum, un activist pe acest râm. Din coace zic că Manole este un om care uh, argumentează cu cărți substanțiale, scrise de uh, el însuși. Uh, este nevoie de ambele personalități, fără îndoială. Într-o cultură. Uh, aflat aș zice la răscruce și noi suntem în momentul de față ca și cultură națională aflați într-o răscruce care este și o răscruce a istoriei și se prelungește acest fenomen de derută de, de pentru că există multă derută în ceea ce se întâmplă în România în momentul de față domnile lor sunt două voci lucide care încearcă să uh, arate drumul pe care trebuie să mergem. Aș da cuvântul înainte de toate domnului profesor Loaiei, să nu uităm că tema noastră se cheamă Adevăruri istorice dureroase. Și ne referim la Carol al ii ne referim la Cuza și ne referim la Războiul de Întregire. Fără îndoială în istoria României există și alte nenumărate adevăruri dureroase, dar noi ne oprim la aceste trei pentru că avem de față și cele trei cărți publicate la editura Carta Românească Educațional. Domnule profesor, primiți microfonul. Mulțumesc! <coughs> Salut cu tot respectul telespectatorii! Sunt onorat să particip la această dezbatere. Domnul profesor Vasile Burlui a fost uh, extrem de generos referitor la perso persoana mea. Uh, vreau să subliniez la început că întreaga istorie a poporului nostru este o istorie plină de evenimente și fapte dureroase. Și națiunea română s-a născut din aceste fapte și asta nu ne dezonorează. Uh, Desigur că suntem într-o situație. Confuză actualmente și aceste evenimente și fapte sunt răstălbăcite într-o paradigmă ofensatoare, denigratoare pentru neamul românesc, și acest fapt nu trebuie să ne lase indiferenți. Eu nu sunt istoric de profesie, sunt consumator de istorie. Eu sunt jurist și profesor de drept constituțional. Ca să înțeleg ceea ce se întâmplă astăzi cu țara mea, cu statul român, cu poporul român, m-am gândit și așa este bine să mergem un pic în trecut ca să vedem de unde vin uh, aceste realități pe, nefericite pe care le trăim uh, astăzi. Uh, pentru că e, e nevoie în orice domeniu, și economic, și juridic, și social, și politic. Să cunoaștem trecutul uh, poporului nostru, tocmai ca să gândim mai bine proiectele sale. Uh, se practică, de la început vreau să spun, se practică o cenzură subtilă, dar extrem de agresivă. Uh, mai direct sau indirect, parcă ni se pun piedici să relatăm fapte, evenimente. Pe baza documentelor, a argumentațiilor, a adevărurilor pe care le identificăm prin studii, prin cercetări în trecutul poporului nostru. De aceea vreau să subliniez că articolul 30 din Constituția României, care consacră libertatea de exprimare a ideilor, a gândurilor, a opiniilor și acest articolul ar trebui să fie foarte bine înțeles de către toată lumea și de către toți cei care încearcă să le pună piedici. Pentru că între timp acest articol a fost subminat prin legislație și iată un fapt, și ar vrea să-l subliniez, un fapt peste care s-a trecut cu prea mare ușurință tot acest articol la, la alineatul 7 precizează că defăimarea țării și națiunii interzi, este interzisă de lege. N-avem o asemenea lege. Aceast, aceast, acest principiu fundamental din Constituție a trebuit să fie un ghidaj pentru activitatea legislativă. Dacă până în 2006 a existat în codul penal articolul 236, indici 1, care preciza defăimarea țării și a națiunii se pedepsește cu închisoare. În 2006, prin legea 278, acest articol a fost abrogat, a fost înăturat din codul penal și s-a creat libertate uh, totală pentru a se defăima țara și națiunea. Iar țara și națiunea sunt defăimate și prin misificarea adevărului istoric. Dar dacă țara și națiunea pot fi defăimate, pot fi denigrate, pot fi introduse într-o notă cât se poate de uh, străină, de realitate. Uh, în alte privințe ni s-au pus piedici legislative <coughs> și continuă aceste piedici și în uh, zilele noastre, pentru că de la o etapă la alta s-au înăsprit pedepsele fără ca noi să sesizăm acest lucru. Dar trebuie să aducem în discuție și articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care și acest articol consacră libertatea de exprimare. Eu uh, îl cunosc pe domnul profesor Gică Manole, dumnealui uh, vă că evită uh, această titulatură de profesor și îi respect voința. Domnul profesor Gică Manole, domnul istorie Gică Manole, uh, îl cunosc de mai multă vreme. I-am citit uh, cărțile, o bună parte dintre ele, uh, și m-am convins că este un luptător pentru adevăr. Uh, un luptător care luptă cu mijloace istorice, mijloace argumentative ca să uh, arate ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în trecutul poporului nostru. Ce, uh, deci, aceste cărți care fac obiectul dezbaterii de astăzi sunt. Uh, Printre cele mai importante, care aduc în fața cititorului și a contemporanilor fapte și evenimente din trecut, și vreau să spun dureroase, dar care nu ne dezonorează. Înlăturarea de la domnie a lui Alexandru Ancuza, iată că, în istorografia oficială, cea conformistă, capătă nuanțe care ar îndemna contemporanii să nu privească chiar cu atâta respect asupra personalității domnului Unirii Alexandru Ancuza. A fost o abdicare abjectă, a fost o abdicare impusă de clica din jurul domnitorului, care, desigur, și-a văzut periclitate pe interesele. A fost și o contribuție, o conjurație internațională, pentru că Domnul făcuse cei mai importanți pași spre unire, depășind limitele impuse de marile puteri. A doua, și e bine să facem referire la Mihai Eminescu, pentru că după abdicarea lui Alexandru Ancuza, după cum spune Eminescu, s-a instaurat cea de-a doua ediție a fanarioților, iar eu mi-am permis într-o conferință să spun că acum, în timpurile noastre, suntem în a patra ediție a fanarioților, dacă a treia o plasăm în perioada interbelică și mai ales în perioada domniei lui Carol al Doilea. Despre acest volum impresionant, Carol al doilea de la Trădare la genocid pe care l-am citit și recitit, da? l-am adnotat, am avut discuții cu domnul profesor Gică Manore, ce să spun... Iată că nu pot să trec cu vederea că pe data de 15 iunie, ziua în care toți românii ar trebui să se drepte gândurile către Mihai Eminescu, Academia Română a oficiat o manifestare elogioasă la adresa acestui personaj sinistru, Carol al Doilea. Chiar prin titlu, acest uh, volum arată ce personaj abject uh, a fost la conducerea României și care practic a dus România spre catastrofa de 1940. Un alt volum, da? România, uh, drumul României spre catastrofă și toate au o explicație cât se poate de firească. Pentru că ceea ce se întâmplă astăzi, dacă sunt omagiate personalități, de persoane care au fost în conducerea statului de această factură, în timp ce uh, adevărații români, care și-au dat probabil viața pentru ca să clădească România și să aducă națiunea asta pe un făgaș firesc de dezvoltare, sunt trecut sub tăcere, sunt denigrați, trebuie să privim în paralel aceste două fenomene care se, cu care ne confruntăm în zilele noastre. Este, domnul Gică Manole, nu vreau să-i aduc niște laude gratuite, dar cred că este unul dintre puținii, dacă nu chiar singurul istoric de curaj, care îndrăznește să arate adevărul și asta înseamnă că își respectă profesia de istoric adevărat. Pentru că știm în același timp că foarte mulți istorici au cam făcut pact cu diavolul, adică își neagă profesia adevărată de istoric și scriu după cum li se comandă, după cum, li, după cum sunt, știu eu, interesele conjuncturale ale vremii. Sunt în funcții importante, sunt bine plătite, primesc tot felul de stipendii de stat și desigur că uh, n-ar avea curajul să spună adevărul. Domnul Gică Manole duce o viață cât se poate de modestă, studiază, cercetează, este un om al cărții și uh, aceasta se reflectă în sc aceste scrieri extrem de importante și ne bucură că aceste volume, aceste cărți sunt căutate, sunt căutate peste tot în țară și înseamnă că mai sunt speranțe că românii se vor trezi și vor afla uh, ceea ce este istoria adevărată a poporului nostru, istorie care nici pe departe, repet, nu ne dezonorează. Uh, Desigur că sunt în proiect din, câte, din discuții pe care le-am avut cu domnul Gica Manole, sunt în proiect și alte lucrări, la fel de îndrăznețe și mulțumim editurii, mulțumim domnului profesor Vasile Burlui, care are curajul să găzduiască și să tipărească aceste cărți și vreau să spun că alte edituri, din câte cunosc, nu prea manifestă acest curaj. Domn profesor, ce să vă spun? Eu sunt uh, recunoscător pentru ceea ce faceți uh, și domnul Gică Manole și domnul Vasile, profesor Vasile Burlui Sunt recunoscător pentru ceea ce faceți și vă admir pentru curaj și îndrăzneala de a aduce în atenția publicului uh, adevăruri dureroase, dar în același timp onorabile pentru poporul român. Mulțumesc domnului profesor Amiteroie pentru introducerea pe care a făcut-o la o introducere competentă la discuția de astăzi și dăm cuvântul domnului profesor Manole și sigur, domnul profesor Amiteroie, o să revenim pentru că este un colov, este o discuție pe care trebuie să o purtăm. Domnul profesor, dumneavoastră sunteți cel mai în măsură să vorbiți despre aceste cărți pe care le-ați creat, da? Și să ne vorbiți și despre, pentru că ele se citesc aproape ca un roman de aventuri, așa sunt de, de interesante și evenimentele de curg foarte frumos unul din celălalt, încât se poate urmări adevăr foarte frumos cursul evenimentelor și mă refer fără îndoială la partea aceea delicată a istoriei, partea care de multe ori rămâne supreș, uh, pentru că nu există curajul de a aduce în discuții și pentru că mai există și, să spunem, moda istorică a vremii. Da. Vă ruga frumos să continuați discuția. Vă mulțumesc, domnule profesor Vasile Burlui. Vă mulțumesc, domnule profesor Alexandru Omițeloaie. Omajul meu către domnia se îndreaptă, domnule profesor Vasile Burlui, că organizația acest de dezbatere și pentru că mi a făcut mare onoare și -a cinste de a-mi tipări cărțile. 1918 1918, cartea despre Carol al Doilea. Tema pe care dumneavoastră ați propus-o adevărul, din... adevărul, din... adevărul din... este extraordinar de indicată a vorbit domnul profesor Alexandru despre tentația omisiunii a distorsionării adevărului istoric de a manipulării și a neglijării părților luminoase, personalităților mari din istoria noastră. Nimic mai adevărat. Să încep cu ce ați vorbit dumneavoastră, trinitatea aceasta pozitivă, cu valențe extraordinare de constituire națiunii române, cu domnia lui Alexandru Ioan Cuza, Marele Război de Întregire, în sfârșit cu 1918 cu triumful Mare Unirii și capătul de, capătul de tren, la gara terminus a, anul, a României Mari, 1940, Carol al ii Este, într-adevăr, nu simptomatic și extrem de clar observat de câte orice observator avizat și cunoscător în istorie și cultură că despre Alexandru Ion Cuza, despre Cuza Vodă, despre acest personaj de o grandoare istorică incontestabilă, se vorbește foarte puțin, aș spune chiar că se, se ignoră toată zbaterea lui în cei șapte ani de domnie de constituirea statului român, de înfăptuirea unității reale, că și unirea de la 1859 ianuarie a fost doar începutul. Urmează marele efort cu diplomatic, ca convinge puterile garante și puterea suzerană de la Istanbul să accepte unirea de plină. Și apoi, după ce unirea de plină este înfăptuită la 11 decembrie 1861, când dă el așa proclamație demnă și minunată și mândră către națiunea română spunând, alesul vostru de la 1 ianuarie 1859 vă dă o singură românie, popor român. E bine, acest Alexandru Oncuza într-o conjunctură politică internă dominată de conservatori, mă refer la Parlament, a impus o operă, a realizat o operă reformatare incredibilă. Statul român modern pe care noi îl moștenim astăzi este creația lui Alexandru Iacuza. Cine vorbește doar despre rolul Monarhiei și despre contribuția lui Carol I la fondarea și structurarea statului român în parametrii modernității, ea are dreptate parțial. Eu n-am să obosesc și vă voi spune doar adevărul. Ighe Duca, partener de guvernare a lui Carol, împreună cu, cu Ionel Brătianu, în caracterizarea pe care o face lui Carol întâi în fabuloasele lui memorii, în vreo 15 pagini zice părțile pozitive, sobru, onest, corect, își face datoria. Șasul pentru el era litere de Evanghelie. Dar zice el, nici una din marile probleme ale României, probleme sociale, pe care el le-a preluat, domnul Carol, până la 1914-1866, n-a fost rezolvată. Deci nici problema agrară, zice el, total neglijată. Nici problema electorală, nici problema armatei, că după alianța cu puterile centrale a neglijat armata și ne-am trezit în 1916 fără arme, intrând cu națiune bravă și vitează într-un război fără arme de întregire. Deci, dacă ei educa, îl pune la colt spunând că toate marile lui calități sunt mici și că nu are practic nicio calitate pozitivă pentru a fi ridicat la rang de creator de destin istoric, de ce l-am crede noi de ce am crede astăzi pe apologiețul lui Carol? De ce Carol, de Cuza nu se vorbește? Alexandru Cuza, în patru ani de zile de opere reformatoare, a circumscris, a articulat toate marile reforme. Ce minunată este declarația lui din 14 august 1864, când după o bătărie epică, împreună cu Cucălnicianu, care își doarme la eternitatea somnului, iar aici, lângă, lângă Sfânta, Terarhi, sunt a Sfinților Terarhi, mă închin deseori la mormânt, stau cu tristețe în genunchi la mormântul lui Cuza. Ei, cu câtă mândrie a spus el, popor român, ți-am dat o bucată din moșie părinților tăi, ți-a dat pământ, ai o patrie pe care de acum să o iubești, să o respecti, să o muncești, să o iubești. Da, dar reforma agrară pe care el, când dreptate celui mai oropsit fiu al neamului nostru țăranu, îl va costa domnia și posteritatea, pentru că a deranjat extraordinar de mari interese. Vă rog să mă credeți că aristocrația funciară, nobiliară la români l-a speriat până și pe generalul Pavel Chiselev, care a condus principatele române în numele țarului în ocupația militară 1829-1834. Regulamentele ogarnice pe care le-au elaborat cele două divanul din Iași și București. Pavel Chisăiești așa ceva nici rusă nu e posibil. Îi tratează pe țărani cu dispreț cu o ură și cu atâta asuprire încât Rusia nu e așa. Deci, Însuși, Pavel Chiselef, reprezentantul cele mai reacționare puteri a timpului la 1833-1834, o afirmă că aristocrația nobiliară, voinimea românească, are egoisme de clasă impardonabile. Or, reformele agrare, reformele electorală, toate celelalte coroli care sunt, nu avem rostul să le numim pe toate, dar le pot numi până la 20, toate au deranjat, deranjat vechea structură istorică a societății românești. Vă dați seama, din privilegiat, te trezit egal cu Bădea Toader, cum spune Mihai Eminescu, cu bădia Mihai, cu bădia Gheorghe, cu Bădea Alexandru, cu bădia Vasilii, cu bădia Cosma. Eu, care am fost fiu de cine știe ce, nu mai dau nicio familie nobiliară. Ei, domnia asta lui Cuza se sfârșește așa de dramatic și de urât în 1866 și este alungat cu atâta, cum să vă spun eu, bat jocul că nu poți să alungi un domn care de trei ore a declarat în prim parlament că se retrage. Domnilor, am încheiat misiunea, șapte ani, conform al convenției, plec. Scrie lui la prolotrea, pleacă. Nu l-au lăsat conjurații, în prunte cu Ion Brătealu cel bătrân, cu Searosete, cu Deasturza, cu Dimitra cu Ion și cu mulți alții, nu mai spunem de grava, inimaginabilul act de trădare al gărzii domnești care a trecut de partea complotiștilor. Rețin că Mihai Eminescu la 1882 scrie în timpul niște articole cumplit de mânioase. Nici, atunci, nici atunci nu iertase pe cei care și-au călcat jurământul. Deci, domnia lui Cuza este pusă într-un cont de umbră deliberat. Omul acesta a iubit poporul român și pe român. Omul acesta, până la lacrimi, omul acesta nu l-a interesat nimic. Nici un popor n-a avut un conducător atât de dezinteresat material ca și Alexandru Ocuza. Nu se vorbește de nimic de el. Aproape nimic din școlă, la școală este prezentat caracter, care caricatural personalitatea lui. Peste tot, în mass media, știința istorică, se ignoră. Specialiștii știu adevărul. Dar toți marșează pe rolul pozitiv și creator de destin a cui? A monarhiei care a fost instaurată la, în mai 1866 în România, de la Suia cu regii noștri, arhi cunoscuți. Eu n-am să fiu, cum să vă spun, între voastre, în ton cu lăudătorii unor personaje istorice care au roluri în istorie, că au condus un stat, dar ce-au făcut? Pentru că n-ai puterea, dragii mei, domn, privitori și domn profesor, puterea supremă într-un stat executivă, cum o folosești, pentru ce o folosești? O folosești cum a folosit-o Carol I, să-și consolideze o structură de putere alternativă elitistă, conservatori liberali, protipendada românească la 1870, 80, 90, 1900 era egală cu cea a Marii Britanii. Dar Marii Britanii are 5 secole de aristocrație, de imperialism. Era protipendada românească egală cu cea pariziană. Adică bogăție, putere economică, putere financiară, palate, cultură și dispreț suveran față de exact... Și 1907. Și 1907, exact, aici voiam să ajung tragedia cea mare pe care nimeni nu o poate și este total ocultat 1907. Spune Constantin Arzătoian în memorile sale, a făcut inconștiența carul întâi să dea putere alternativ liberală și conservatorilor și nici o problemă mare n-a rezolvat-o. Ca și Igheduca. Iar în 1907, dragă, dragi mei, domni, dragă domnule, profesor Vasile Burlui și domnul profesor Alexandru, este o pată de rușine pe istoria neamului nostru. Când câteva mii de țărani, n-am să n-am să colportez cifra de 11.000, cum zice Constantin, mile în ziarul adevărului, dar câteva mii de țărani a spus însuși Carol I, un ziarist francez, a venit să viziteze vizitat Bucureștiul prin aprilie-mai. Sire, câți țărani a fost împușcați la turbulare de în primăvară? Eh, câteva mii. Dragi mei prieteni, dragi mei domni privitori, câteva amintiți de dar care după ce au muncit atât, după ce au creat război în România, în război de independență, și stră străbunicul meu, Costac Ion Costache, mai a luptat în sudul de Deci când tot și poporul acesta și-a făcut datoria, fără să primească nicio răsplată materială, financiară, nici reforme, primește această răsplată cumplită, armata, pe de război și se trage în plin. 5-6 mii de este o catastrofă. În Revoluția Rusă, dacă fie îmi permis să fac o bolșevică din 1917, când Vladimir Ilic Lenin cu Lev Trotski, dau lovitura de stat și preiau puterea în Rusia de la guvernul lui Alexandru Kerensky, au murit 120 de oameni. Nu mi le crede. Au murit mai mulți în, în Revoluția Democrată, începută. Da, atunci au fost câteva sute. E vorba de, e vorba de Revoluția din ianuarie-martie. februarie, martie. E returnarea ei. Dar eu vorbesc de aprilie-martie, de, de octombrie 1917. Luptura de stat. Tocmai am terminat acum o carte fundamentală a unui domn de la Oxford, Orlando Figes, portughez, care preda la Oxford. Tragedia unui popor, în Revoluția Rusă. Mai mulți au murit în România în 1907 pe care românii îl uită, prin care regele felicită armata, decorează generali, pentru că armata a executat ordinul cui? Nu a guvernului, a regelui. Conform Constituției de la 1866, conducătorul statului și armatei, absolut aproape este Carol întâi. Ei, această așa să cum să vă spun eu, laudă deșănțată a rolului monarhiei în modernitatea românească, în clădirea modernității românești, deranjează. Deranjează cu partizanatul și, cum să vă spun eu, domnilor voastre, subiectivismul este clar. Când citiți durerea înăbușită a lui Ilie Caragiale, citiți articole politice ale lui Ilie Caragiale sau Ioan Slavici sau toate revistele zbiepocii, cum poți tu Oligarhii românească să trăiești și să de epo era nouă. Eu îl iubesc pe, pe, carp. A fost incoruptibil. Robespierul politici românești ca și Titul Maiorescu. Titul Maiorescu are mari păcate, dar are sacerdot public incoruptibil. Un leu. Un ban. Deturnat din fondurile statului. titul Maiorescu și Pepe Carb. Da, dar Pepe Carb și cu titul Maiorescu la 1883 deja elaborează doctrinar și ideologic. România a intrat într-o eră nouă, spun ei. Am proclamat regatul, am proclamat independența, minunat. Acum clădim, organizăm statul, dar ignorând că statul stă pe umerii a 5 milioane de țărani, cărora nu li s-a promis, promis ceva ceva decât numai mici paliative. Nerezolvarea problemei agrare, îngroparea României în bordeie. Eu știu ce școli aveam noi din arhivele când am scris istoria satului sătești. O sală de clasă în care stăteau 80 de copii. Adică sărăcia, ignoranța, neștiința de carte. Iertați-mă! 90% din națiunea română, din regatul României, era în alfabetă la 1914, pentru numele Dumnezeu. Unde este destinul istoric aici? Hai 85%, dar asta e cifra reală. Cu 85% din poporul român în alfabet și te lauzi de o modernitate exemplară care este egală cu cea britanică și cea franceză. Nu mai spune de cea germană, că german era o drăsia. Adică această o mistificare, o misiune, toate părțile rușinoase, degradante a unei familii sunt acoperite cu, cu uitare, cu o pânză, cu un lindzoliu. Să intrăm în 1908. Iar 1918, categoric, mi-a făcut o mare onare, domnule profesor, că am scris-o cu inima, uh, tremurând din fericire că pot scrie poporul român o asemenea carte, să o dau neamului meu. Pentru că niciodată n-am crezut că eu, un piu de țăran, stră pot, familia mea de 4-5 secole din satul ăla, voi reuși să dau națiune o carte pe care o mare editură m -o, m are să-mi publice, încă o dată omajul meu, domnul Italic, că ai făcut lucrul acesta. 1918 este sfârșitul unui vis, dar unui efort colosal istoric. Dinastia pe care o laud atâta uh, istoriografia actuală n-a făcut aproape nimic de la 1883 până la 1914, vorbesc de Carol I, pentru modernizarea și înzestrarea armatei, pentru că din 1883 a pus România sub scutul armatei germane zice el, nu mai avem nevoie de armată. De aceea, doar venirea lui Ionel Brătianu, ceva, cu și ianuarie la putere, când a văzut cât de grabă e situația în armată, în doi ani de bea a reușit să pregătească armata pentru imperativul național. Pentru că imperativul național, da, drag, dragă domnule profesor Burlui și sistemate domnule profesor Alexandru, era Carpații, Basarabia, Bucovina toate generațiile de copii de la 1875 80 până la 1914, toți învățătorii au învățat copii, copii, două trăim din frații noștri trăiesc în robii la unguri și la ruși, îi liberăm, îi liberăm, spuneau ei, cu inimile lor mițitele și când vor ajunge mari, vor pleca. Cum spune vor Hrainic, cu inimile în palme, plângând și strigând din tot sufletul, murim cu toții, dar să ne liberăm frații. 18 este sfârșitul unei epopei grandioase și dramatice. Pentru că n-am să omit că 1918 a găsit o legăție românească la fel de inconștientă, n-am să că statul român nu era modernizat și armata nici în strată, o spune în vor Crai, nu în echipul, Ionescu, fără arme, am plecat la luptă. O spun toți moreliști epoci. Dar lipsa armelor lipsa comandamentelor superioare. Mă gândesc la, citesc aici, actele de trădare din primul război mondial, că sunt foarte multe acte de trădare, dar atunci, dragă domnule profesor, justiția militară condamna la moarte. Mai puțin pe marele dezertor, Carol al doilea. Pentru că la 1918, dacă națiunea română a murit, dacă a murit cu sute de mii la Iași, fost foame, alte molime, pe front, cu sute de mii, Carul, prințul Carol al lui Ferdinand și Maria n-a fost o zi pe front, n-a participat la nicio luptă, a stat numai în spatele frontului cu un automobil Rolls Royce de mare, doar plimba împreună cu arigheotanții lui în toată țara aia mistică care mai era în Moldova și se distra în nota lui specifică de om fără morală și onoare și fără caracter a trădat. Cine a trădat în 1916? Carol al doilea, noi perdeam un și Valea Prahovei, spune note, notele lui din război generalul Averescu, Avangărul din Amicia erau la 10 km, iar prințul Carol, cu câțiva ofițeri de chefuri, beau până la 3 dimineața. A trebuit să vină generalul însuși. Domnilor, părăsiți sala! Adică, și zice el, dezgustător! Mureau cu sutele de mii, cu miile, el schefuia. Și așa a făcut tot războiul. Când război noi am capitulat în 1918 încheiind pacea separată, doamna regină se spune în carte toată povestea lui, îl numește comandant la Târgu Neamț, îl obligă comandant de regiment, dar el nu conducea, în realitate conducea altceva, generul Petala, tala, lăsăm Dacă națiunea română a murit cu sute de mii, ca azi promințele lor să ignorate, dacă am făptuit unirea de la 1918 și aducând țării Bijutării de coroanei stamului nostru. Nu coroana regală a nobilat națiunea română. Și națiunea română nu a coroana regală prin jertfă. Ardealul, Bucovina, Basarabia, au venit patriei prin extraordinarul efort, colosalul efort făcut de națiune și de jertfă a ei. Carol al doilea însă, pentru că ea, bine să de adevărul, indiferent că ne a costa greu și mult, o spune mămica lui și toți știu asta, a dezertat septembrie 1918, a dezertat de la comandă, s-a îmbrăcat uniforma de germană și s-a pus și la Odessa. Mămica lui scrie negru pe alb în jurnal de război. Ai dezertat, cum ai putut să faci așa ceva? Unu, nu l-au împușcat cum a vrut Averescu și Marghiloman. Le referim curții marțiale, pentru că tot ea jovuia. Ea era total revoltat în 1918. Cum e posibil ca fiul regiu să se dezerteze și să murim? 2 când l-a trimis taică și cu mămica doamna regină, pleacă în război cu Ungaria, că și acolo bravii noastre regimente îi bat pe Belacun, acum, ungurii, comuniștii lui Bela Kun. el s-a dus la mănăstirea cu aleasa inimii, cu zezi lambrino și a stat cinci luni. Și când au luat somat efectiv, ieși dacă nu te arestăm, te punem în pază militară și trimitem pe front, el s-a autobutilat și a tras un glonț în pulpa piciorului, dragii mei domne. Adică dezertare, automutilare, renunțare la tron, încălcarea tuturor legilor statului. Iar după aia când ia puterea, eu sunt înmărmurit. Am semnat din țară de la doi domni generali, de la doi, Ministerul de Interne, ofițerii, din toată lumea. Domnule, am ajuns la cartea de -o Italie, eu trimis-o rude din țară, o cumpărat -o și nu trimis-o. Ăsta e adevărul, nu pe care îl spun ăștia. Și de aceea vă spun că acest Carul al doilea, omagiat, cum spune domnul profesor Alexandru de Academie, lansează cinci volume de fotografii. Pa cum le-a tratat pe comunitatea tribală? Fotografiile au importanță sau suferință și fapta bună, ziditoare, tu spus în slujba statului. Eu am să spun și o rostesc în virtutea și lecturilor și titlului meu îndelungat. Nu eu afirm ceea ce afirm. Nici Crainic, Mihail Sadoveanu, cu Neluzio Codreanu, Grigore Gafencu. Au dat cu venirea lui Carol, în România s-a instituit un regim al fără de legi. Spune Nic Grigore Gafencu la 1931, dar la 1938, dar și el e partea oligarhiei, este în de interne, de externe, pardon. Adică guvernarea către peste România a lui Carol, prezența lui în istoria noastră a lăsat o accentuată de noroi, de urât, de dezertare, de minciună, de crime în masă. Să trădezi tu sfânta ta țară și după aceea să o spui că o iubești. Iertați-mă, el, el, era în stare să cedeze toată România, să rămână cu două județe sau cu Muntenea, numai să fie rege. Toată țara a cedat, cine a cedat în 1940 când România a capitulat în fața lui Stalin și a lui Hitler? Carol al doilea, nu Consiliul de Coroană. Ce putere avea Consiliul de Coroană în 1940? Avea absolută el. Da, exact. Consiliul de Coroană avea, cum am eu, Conșupa. consultativ. Dar l l spune Carol? Do Iorga i-a spus în, dece în, mart în august 1940, la când acceptarea discursului ultimatul de la Viena, de deci, ce să mai chemați Când spun, toată puterea va aparține. Da, domnule Iorga, dar am vrut să vă știu părerea. Deci a cedat Basarabia, nordul Bucovinei lui Imperiului Sovietic, nord-vestul Ungariei, la amenințările lui Hitler și Stalin. De adevărat, dar fără a lua în calcul că națiunea română se voia să moară decât să se dezonoreze. Pentru că iertați-mi fie vorba între noi și o spun cu toată durerea unui urmaș, a unei familii care se obrochează aici, se sfârșește, că patru generații sunt, șapte generații sunt, de Manole, Manole Bradu, Costache Manole, și carte la 1831, era vornic în sat la mine, Ian cu Manole, Ioan Costache Manole, străbunicul, Gheorghe Manole, Cosma Manole și eu, sfârșit de linie. Plâng în durerea nopților mele, zic, Doamne, am iubit cărțile, dar pentru ei, pentru dragostea față de ele, vine sfârșitul. Pentru că această familia mea este implicată în toată istoria neamului meu. Costache Manole a fost la un pas să vină la Iași, în divanul ad -Hoc, în 1857, a fost trimis, a fost între Dumitul Savin și Costache Manoli, că ei erau trecuți ca fruntași în documente, am găsit în catagrafie la Arhivele Naționale. Și atunci Dumitul Savin vecin cu, Gheorghe, cu Costache Manuel a plecat la Iași. Deci familia mea a participat la Pingireu prin muncă, prin copii, prin creștere, prin moralitate, prin sânge. Tatăl a fost rănit grav în al doilea război mondial, frontul de est. Și în Ceaustobacia, până în Austria. Gheorghe Manolea, în 1812, n-a mai ieșit până în 1920, când se retrage din Budapesta. Opt ani! El îmi spunea, eu știu atât de mult că familia asta a mea n-a trădat. Dar cine a lăudat-o? Cine a dat lui Gheorghe Manolie ca urmașul acestei familiei vreo reculopensă? Dar lui Carol îi se ridică azi o sanale de către Academia Română, omul care a distrus România, care a trădat România, care a ucis. Dezertarea, hoția, minciuna, crima sunt certificate în cazul lui Carol. Și evident că lucrurile acestea deranjează. Nu am nimic, suntem oameni, dar dacă cocoloșim dezertarea și crima omițând adevărul, nu vom avea niciun viitor. Eu, deocamdată, atât, poate am vorbit prea mult, dar trebuie să vorbesc. Mulțumesc, domnule profesor! Ați vorbit foarte bine și eu vă mulțumesc pentru elogiu pe care l-ați adus țăranului român, poporului simplu, acelui Manole pe care l-ați numit Manole, că de fapt asta ați vrut să spuneți. Poporul acesta nu a fost omagiat, nu a fost ridicat în slăvi, în schimb ne-am oprit asupra unora cu fireturi care pur și simplu au uh, efectuat chiar acte de trădare până la urmă. Uh, aceste cărți pe care noi le-am publicat la editură recunosc că au fost și colegi care au zis hai să nu publicăm că vor ieși discuții. Discuțiile pot să iasă doar în genul celor pe care le purtăm acum. Odată ce lucrurile sunt, uh, evenimentele istorice uh, care au avut loc atunci sunt certificate prin documente prin scrierele contemporanilor, prin opinii autorizate, noi dumneavoastră ne făcând altceva decât să le aduceți la lumină, să le puneți la cap la cap și să le dați o interpretare în spiritul acestor documente. Nu poate fi nimic incorrect aici și din contra. Cred că este în spiritul istoriei corecte, să avem o imagine clară și corectă asupra trecutului nostru, asupra evenimentelor, să înțelegem care a fost aportul fiecărei, să spunem, fiecăruia dintre cei în cauză până la urmă, da, și a tuturor părților implicate în istorie. Domnul profesor, dacă mai aveți ceva de adăugat, Domnul profesor, în primul rând aș vrea să subliniez faptul că acest volum important, dar și ca mărime, dar mai ales prin conținutul său, a pornit de la o idee a dumneavoastră. Eu am realizat o emisiune la postul de televiziune pe care îl gestionați dumneavoastră și o emisiune pe care ați urmărit-o și atunci s-a născut ideea să scriu o carte despre acest Carol al doilea. L-am sunat pe domn profesor și imediat a trecut la treabă. Ce vreau să spun, domnul profesor, o realitate pe care o trăim și o realitate tristă. Se propagă o teamă difuză în lumea intelectuală, în lumea istoricilor, fără nicio bază juridică. Baza juridică e Constituția, libertatea de exprimare a opiniilor, a gândurilor, a studiilor și mai departe. Se propagă o teamă difuză. Nu e voie. Nu e voie să vorbim despre Mareșor Antonescu, nu e voie să vorbim despre Carol al Doilea în termenii aceștia, nu e voie să vorbim despre Octavian Goga, da? ca să nu intrăm într-un subiect dureros chiar de actualitate. Nu e voie. Dar de ce nu e voie? Nu, nu știe nimeni... Și teama difuză este mult mai periculoasă decât teama concretă. Adică, mi-e frică să nu fac accident. Știu, merg cu atenție și nu fac accident. Teama difuză e foarte periculoasă și este de, de un uzaj psihic extrem de, de, de grav. Vreau să spun, domn profesor, că evenimentele și faptele importante care au plasat România pe o linie de progres, unirea. Consolidarea statului și mai departe, au fost gestionate de intelectualitatea vremii. Și 1848, intelectualitatea vremii, în Ardeal, uh, Aron Pumnu, Simeon Bărnuțiu, Uriașu, Uriașul, Uriașul, i-am citit recent uh, discursul de la Blaj și vreau să spun că ar trebui adus în atenție. L-am citit în retorica vremii. Este uriaș. Andrei Șaguna, în, în Muntenia, Nicolae Bălcescu, Franții Rosetti în Moldova, Cogălnicianu, Vasile Alexandrii, Cuza. Intelectualitatea reprezenta farul care a dirijat acțiunea politică. Masele sigur au simțit instinctul de unitate națională, dar au avut nevoie de acest far. 1918, tot intelectualitatea basarabiană, bucoviniană, ardeleană din Muntenia ce se întâmplă cu intelectualitatea de astăzi? Nu vor să iasă din birouri? Nu vor să se alinieze unui curs firesc de dezvoltare și de progres al țării? Nu vor să iasă cu adevărul? Iată că e de subliniat, e dureros, dar intelectualitatea de astăzi se aliniază pe un trend de interes gestionat de către factorul politic. Nu are îndrăzneală să atace problemele importante și de esență ale... Este și o derută, domnule profesor. Poate este și o derută. Domnule, iată ceva care... Ideea îmi vine acum. Hai să facem un sondaj de opinie, să luăm câțiva istorici și să întrebăm. Domnule istoric, îți cunoști trecutul familiei din care te tragi? Ia să vedem ce știm atare din trecutul familiei din care te tragi cum acum domnul Gică Manole m-a impresionat prin a cunoaște a șaptea generație cine a fost familia Manole și iată că asta înseamnă pentru dumnealui și o responsabilitate. Este un factor energizant pentru ceea ce face dumnealui în, din punct de vedere istoric. Să vedem alți istorici. Spune domnule, cine e familia dumneitare? De unde se trage? A câta generație o cunoști? Dumnealui a cercetat a cercetat inclusiv albului genealogic din care se trage și cred că aici stă explicația curajului și îndrăzdelii în a relata adevărul istoric. Sigur, probabil că reține, reține și de acolo că s ar putea să existe în evoluția unei succesiuni din aceasta, din aceasta s ar putea să existe un hiatus al celor 40-50 de ani. Și s-ar și de acolo să vină reținerea. Da, iată că domnul Gica Manore a reușit să îmbingă acest da, obstacol, să treacă da, peste acest da, obstacol și este de, de admirat din punctul ăsta de vedere. Eu sunt cât se poate de afectat de ceea ce se întâmplă și se întâmplă lucruri pe care le interpretez într-o cheie, cât se poate de realistă. Sunt fenomene care se derulează în paralel. Pe de o parte, ni se denigrează istoria, ni se denigrează trecutul, pe de altă parte, sunt evocate și aduse în a, pe un de cât se poate de onorabil personaje și evenimente care ne-au înglodat într-un anumit timp istorie. Pentru că nu mod întâmplător, nu în mod întâmplător, în ziua de 5 pe iunie, Academia Română să omagieze un asemenea individ. S-a dezonorat, vreau să spun, armata română, pentru că în 1919 a dat onorul la ceremonia de reînhumare în Catedrala Episcopală de la Curtea de Argis a acestui dezertor. Dacă armata română a dat onorul unui dezertor, s-a dezonorat în substanța ei. Și asta este un lucru grav și cred că ar trebui ca liderii importanți care mai sunt în armata română să reconsidere, să repare, dacă se mai poate repara, acest rabat de la ceea ce înseamnă armata, onoare. Pentru că veni vorba de Alexandru Iancuza și țin să sublinez acest lucru. Când după s-a revenit domnia lui Carol I, s-a constituit garda domnească, și foarte mulți uh, luptători din garda lui Alexandru Iancuza au fost incluși la această nouă gardă. Domnul profesor, când au fost puși să depună jurământul, toți, absolut toți, au spus nu am fost dezlegați de jurământul dat lui Alexandru Ancuza. Nu putem depune un alt jurământ. Iată un care ea la fel a fost trecut sub tăcere ca să învățăm ce înseamnă jurământul în general și jurământul militar. Da. Eu vă mulțumesc pentru intervenții și dumneavoastră domnule profesor Amitideloai și domnului profesor Manoli pentru prezența la această întâlnire. Timpul a expirat și atunci trebuie să încercăm să închidem discuția noastră. Mă bucur că în cadrul colocviilor uh, editurii Carta Românească Educațional. Putem să prezentăm o suită de publicații realizate la noi în editură, de uh, istorici consacrați, de oameni plini de îndrăzneală. Mă bucură că domnul Ricca Manole a tipărit la noi, mare încă două sau trei subtipari, Eminescu și Ștefan cel Mare, și astăzi mi-a promis încă o, 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 o carte extraordinară privind documente, sau, să, nu, să nu spun eu, să spuneți dumneavoastră. O lăsăm, o trecem cu vederea, da. Continuăm în orice caz seria aceasta. Este adevărat că uneori istoricii și cărțile de istorie trec triumfal peste evenimente, iar lucrurile acestea, aspectele acestea dureroase, dar pline de învățăminte, rămân cumva ascunse, rămân un, în umbră. Scoate la lor la iveală, aduc, sunt de natură, este de natură să aducă o imagine corectă asupra evenimentelor și personajilor. în primul rând, și în al doilea rând, ele pot servi drept învățătură pentru cei care urmează. Prin urmare, este un demers nu întâmplător, nu lipsit de obiectiv, nu lipsit de efecte și îl rog pe domnul Gică Manoli să continue și rog pe domnul Amintiteloaie să continue activitatea pe care o duce, iar noi o să continuăm să tipărim astfel de lucrări în care istoria nu este mistificată. Cărțile despre care am vorbit pot fi găsite în peste 100 de librării în toate județele țării. Și am speranța că cei ca acei care ne, spectatorii care ne urmăresc, vor ști să aleagă literatura potrivită. Sigur, trebuie să citești din toate, dar adevărul trebuie și înțeles și la un moment dat și descâlcit din cauza faptului că se scrie și într-un fel misificator, și iată, se scrie și cu sinceritate, și documentat pe. Documente ale vremii. Mulțumesc celor doi onorabili contributori la cologul de astăzi și mulțumim și dumneavoastră celor care ne urmăriți.